oaspeți, îmi pare bine, sunteți prezenți la vernisajul expoziției temporare Prezenție poloneze în istoria municipiului Bălți. Astăzi ne-a onorat prezența ambasadorul Republicii Polonia în Republica Moldova, Bartolomei Darnic. Șefa secției cultură a primăriei municipiului Bălți, doamna Vera Caravulan. Ședintele Societății Culturii Poloneze, Casa Poloneză din municipiul Bălți, Valeriu Buzut. Directorul Casei Poloneze, Victoria Cociurovscaia. Redactor șef al revistei Iuțeanca, Elena Usova. Dacă n-am pronunțat corect în poloneză, nu știu limba, nu cunosc. Așa că te scuze. Deci, astăzi asistăm la un eveniment, după cum am zis, vernisajul expoziției Prezenție poloneze în istoria municipiului Bălți. Apogeul acestei expoziții a culminat deci, cu această expoziție, dar a durat o perioadă îndelungată de timp. În timpul acesta, muzeografii noștri au străbătut municipiul Bălți în lung și în lat pentru identificarea persoanelor de etnie poloneză. Fiindcă în municipiul Bălți locuiesc mulți polonezi și noi ne-am convins în venile locuitorilor municipiului Bălți curge și sânge polonez. Ceea ce vedeți astăzi în expoziția noastră, fotografii care sunt copii de pe fotografii autentice, documente autentice, fel de fel de obiecte autentice, sunt o istorie adevărată, o istorie nescrisă, fiindcă dacă scriem istoria, vrem noi, nu vrem, este subiectivă, căci trece prin prisma subiectivității autorului. Iar această expoziție este o istorie adevărată, fiindcă faptele, fotografiile, istoriile celor care au fost interviați sunt adevărate. Și expoziția este dedicată nu numai etnicilor polonezi, dar este dedicată tuturor locuitorilor municipiului Bălți. De ce? Zic tuturor locuitorilor municipiului Bălți. Fiindcă istoria aceasta este o filă din istoria municipiului Bălți. Și sunt ferm convinsă cei care ne vor călca la pragul muzeului nostru în următoarea săptămână și următoarea lună, fiindcă avem de gând ca expoziția aceasta să stea la noi mai mult timp ca să o poată vedea mai mulți oameni, au să afle o filă nouă din istoria municipiului. Fiindcă oricare etnie care locuiește la noi în municipiu contribuie la făurirea istoriei municipiului. Ei sunt tot aceiași oameni ca și toți ceilalți locuitori și fiecare în modul său contribuie la făurirea istoriei. Despre faptul cum ne-a reușit, o să vedeți pe parcurs, să arătăm, să demonstrăm fila aceasta de istorie a etnicilor polonezi. În primul rând, aș vrea să ofer cuvântul gazdei, zic așa, municipiului Bălți, doamnei Vera Caraulan, care este reprezentantul administrației publice locale. Mulțumesc mult! Onorate ambasador al Republicii Moldova, al Republicii Polonii în Republica Moldova, excelență, bine ați venit la Bălți. Onorată asistență, la acest eveniment reprezentativ, ce se organizează astăzi în incinta Muzeului de Istorie și Etnografie, prilejuit de vernisajul expoziției cu genericul Prezenție istorice în poloneze în municipiul Bălți, sunt onorată în numele primării municipiului Bălți, a secției cultură,
să vă salut pe toți și, în deosebi, să salut prezența excelenței sale, ambasadorului Republicii Polonie în Republica Moldova, domnului Bartolomei Stadnic. Eu consider că prezența dumneavoastră la această expoziție și vizita dumneavoastră în municipiul Bălți va consolida și în continuare relațiile de prietenie și colaborare cu localitatea noastră. Este știut faptul că în municipiul Bălți, din vremuri de trecut, locuiesc mai multe naționalități care contribuie substanțial la prosperarea, la crearea unei istorii de reușită a municipiului Bălți. O prezență notorie în imaginea municipiului Bălți, în istoria municipiului Bălți, o creează și etnia polonezilor, care astăzi, grație acestei expoziții, își etalează identitatea sa prin lucrările sale, obiceiurile, tradițiile, personalitățile, activitățile de succes care le-au realizat în municipiul Bălți. Noi sperăm că această expoziție va avea priză la public și va familiariza neapărat vizitatorul muzeului cu cele mai interesante momente, secvențe din viața culturală, socială a societății culturale Casa Poloneză din municipiul Bălți. Mulțumesc din suflet și cu sinceritate organizatorilor acestei expoziții, și anume societății culturale Casa Poloneză, conducătorul căruia este domnul Valeriu Buzut, directorul Casei Poloneze, doamnei Victoria Cucerovskaya, pentru contribuție în realizarea acestei manifestări, și, desigur, specialiștilor Muzeului de Istorie și Etnografie, directorul cărui este doamna Ludmila Dobrogeanu. Vă doresc tuturor vizionare plăcută, dumneavoastră clipe de neuitat în localitatea noastră, și vreau să zic că Bălțul a fost și este un oraș al armoniei, al păcii, al înțelegerii între oameni. Bălțul merită să aibă o istorie frumoasă, să aibă o istorie distinctă de succes. Mulțumesc tuturor! Vreau să ofer cuvântul excelenței sale, ambasadorul Republicii Polonia în Republica Moldova, Bartolomei Stadnic. Doamna director, sfințile voastre, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, mulțumesc foarte mult pentru invitația de a participa la acest eveniment deosebit. Pentru noi polonezii și pentru polonezii de aici, din municipiul Bălți, dar și pentru toți polonezii din întreaga Republica Moldova. O să pornesc poate cu o notă mai personală. Mulți polonezii locuiesc sau au locuit în Bălți. Printre ei, m-a fost și eu. Și eu, cândva timp de o lună, am locuit în municipiul dumneavoastră, când am avut o bursă, am fost stagiar la Universitatea Alecu Rousseau, și orașul acesta este foarte apropiat mie și nu numai din acest motiv, vin de fiecare dată cu mare plăcere. Este și cazul astăzi. Noi polonezii, în momentul de față, trăim o perioadă foarte importantă. Pentru că exact peste câteva zile, duminică, 11 noiembrie, noi vom celebra exact centenarul recuceririi independenței pe care am avut-o cândva încă din secolul X și pe care am pierdut-o, din păcate, în secolul XVIII. Și uite, am reușit să o redobândim exact acum un secol, în anul 1918, și exact acum celebrăm acest centenar foarte frumos. Ce legătură are această aniversare cu evenimentul de astăzi? Istoria noastră, uite, așa a fost. Că noi trebuia să luptăm pentru independența, fie o aveam, fie, din păcate, nu o mai aveam,
Și neamul nostru, din mai multe motive, era obligat să plece din țară. Mulți polonezi au fost nevoiți să locuiască în alte țări, în alte ținuturi. Unii în fost Imperiul Țarist, alții erau obligați să emigreze din motive economice în vestul Europei și în America. De aceea, în momentul de față, peste tot îi găsiți pe polonezi. Nu există nicio țară în lume unde nu s-ar fi aflat polonezii sau oameni de origine polonă. Este și cazul în Republica Moldova. Este și cazul în municipiul dumneavoastră. Dar ce istoria noastră arată? Arată că, în pofida acestei situații în care, de foarte multe ori, oameni plecau pentru că erau nevoiți să plece, mai ales din motive politice, dar și în cele economice, dar în pofida acestei situații, oriunde ar fi venit, s-au îndrăgostit și de pământul pe care i-a primit. Este și cazul aici, peste tot în Republica Moldova și în municipiul Bălți, foarte mulți oameni care au venit încă din secolul XIX, poate și mai înainte, imediat, odată ce au venit, s-au și îndrăgostit de locul unde soarta le-a cumva pus să locuiască, de oameni cu care trebuiau de acum înainte tot să trăiască. Și expoziția de astăzi cumva este o mărturie a acestei iubiri între poporul nostru și poporul baștinaș și poate celelalte popoare care au venit, care s-au mutat, care au început să locuiesc aici. Și lucru care, cred eu, este poate cel mai important, este că această poveste de dragoste nu s-a terminat. Ea merge mai înainte. Noi, în continuare, și cei care au venit recent din Polonia, și cei care deja de mai multe generații locuiesc în acest oraș și în această țară, uite, păstrează această iubire și față de patria lor poloneză, noi în continuare considerăm poloni, și față de țară unde locuiesc. Asta e foarte important. Și vreau să subliniez acest lucru, că patriotismul nostru al polonezilor în niciun caz nu este un patriotism de ură, este un patriotism de iubire față de toți. Mulțumesc tare mult, în primul rând, muzeului, primăriei, pentru posibilitatea pentru deja hotărârea de a găzdui o asemenea expoziție foarte frumoasă, pentru sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc, bineînțeles, și conaționalilor mei, care aici se află, reprezentanților revistelor poloneze care sunt publicate în Republica Moldova. Casei Polone, bineînțeles, care este cea mai mare și poate n-aș fi trebuit să spun așa, că alți vor fi invidioși, dar cel mai importantă și frumoasă din întreaga Republica Moldova. De fiecare dată venim cu mare drag. Preoților aici prezenți, care în continuare, datorită cărora în continuare avem o prezență și spirituală foarte importantă a polonezilor. Tuturor vă mulțumesc încă o dată, sper că nu l-am uitat pe nimeni, îmi cer scuze dacă este cazul. Și în această perioadă, pentru noi, aniversare frumoasă, vă urez tuturor numai bine și multă sănătate. Trăiască Polonia, trăiască Republica Moldova, trăiască iubirea noastră. Numai bine! Da, eu urma să zic că expoziția este dedicată acestui frumos eveniment, centenarul independenței, dumneavoastră ați explicat. Deci eu nu o să mai repet, să rețin atenția celor prezenți de față, dar dovadă la cele ce a spus dumneavoastră, vreau să ascultăm, să audiem niște voci cristaline de rândunică. Dar de ce de rândunică? O să ne spună ei cum se numește în ansamblul lor în polonă. Și vreau să mai menționez că ansamblul acesta a fost fondat încă în 1994 și conducător este Malvina Rusu și este om emerit al culturii poloneze. Oh,
Societății Culturii Poloneze, Casa Poloneză din municipiul Bălți, Valeriu Buzuc. Domnul Valeriu Buzuc. Domnule ambasador, Sfinți părinții noștri, Părintele Carol, iată și Părintele Vasile, stimate dragi asistenți, am deosebită plăcere să vă salut la vernisajul expoziției prezenței poloneze în istoria municipiului Bălți. Polonezii din Bălți au fost mereu o comunitate activă și bogată în personalități. Expoziția dată dezvăluie istoriile familiilor poloneze și soartele lor pe parcursul câtorva generații. Mulțumim mult tuturor celor care au organizat la culegerea informațiilor pentru expoziție. Vă doresc vizionare pe lucrurile. Și acum am invitat-o aici în față pe cea care m-a convins anul trecut că avem nevoie de o așa expoziție și vreau să zic că m-a convins foarte ușor, n-a fost nevoie de mult timp să mă convingă, că avem nevoie de o expoziție cu generic prezenție poloneze în istoria municipiului Bălți. Mariana Mihailevski este persoana care într-adevăr a străbătut orașul în lung și lat, a interviat persoane ale etniei poloneze, a adunat tot materialul acesta, bineînțeles nu fără ajutorul doamnei director al Casei Poloneze, doamna Victoria Kocerovskaya și redactorul șef al revistei Iuțșâncă, doamna Elena Usova. Pe această cale țin să le mulțumesc pentru acest parteneriat fructuos și sperăm la o colaborare și mai departe. Vreau să zic că în municipiul Bălți, muzeul și Casa Poloneză, îmi permiteți să zic așa că e mai simplu, noi am fost pionieri în acest parteneriat. Cum a apărut Casa Poloneză, noi ne aflam pe strada Păcii atunci și și expoziția ambasadei poloneze am găzduit și activități împreună organizat. Deci aceasta este o continuare a bunilor practici și sperăm și în continuare la o colaborare. Poate ar fi bine, pentru că n-am încăput aici tot materialul din cauza spațiului insuficient, poate ar fi bine de editat un album consacrat istoriei etniei poloneze în municipiul Bălți, poate chiar așa și s-o numit prezență poloneză în istoria municipiului Bălți, fiindcă materialul este foarte, foarte mult și a fost foarte greu de selectat, care să fie expus în expoziția noastră. Deci vreau să ofer cuvântul doamnei muzeograf, Mariana Mihailevski. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc celor prezenți că totuși au găsit timp pentru o zi de lucru să vină și să ne viziteze, să nu ne refuze. Ideea, da, a fost probabil, cum spunea unui om bolnav care ședea la pat, dar ideea a fost acceptată și în primul rând a acceptat doamna directoare, doamna Victoria, căci ideea a pornit de la ei. Dumnezeu a acceptat. Și eu imediat mi-am adus aminte de colecția pe care are Elena Usova, acolo la dumneavoastră, la revistă, căci în 2008 am văzut-o și m-a interesat foarte mult și am zis că totuși trebuie aceasta de a face un pas mai mare. Nu degeaba stă această afișă anul 1620. Primii pași a polonezilor aici, în acest municipiu, a fost în anul 1620. Marek Wagner, în albumul său, Expediția de la Țuțura, menționează faptul că detașamentele de polonezi au trecut prin satul Bălți, iată, în seara zilei de 4 octombrie. Prima dată menționarea și au... luni, era o zi de luni.
Ce scuze pentru intervenție. Alături de mine se află istoricul, doctor în științe istorice, Teodor Mășalkovski, cel care a descoperit documentul ждat și se străduie să aducă la cunoștința tuturor bălțenilor că data veridică a primei atestări a municipiului Bălți este 1620. Și de aceasta totuși ne mulțumim de aceasta. În spatele meu stau două hărți. Prima hartă este datată cu anul 1913, prezintă harta județului Bălți, este o hartă autentică, alături este o copie din Arhiva Națională, datată cu anul 1915. Prin ce m-a frapat această carte descoperită în arhivă? Ea este denumirea Harta Basarabiei, este în română, dar următoarele, toată informația este în limba poloneză. Denumirile oficiale a localităților care se aflau la în județul Bălți sunt în limba poloneză. Și este așa, însă și tot un loc așa destul de interesant pe această carte unde este indicat Bălțu, ortografia pe anul 1915, căci este indicată și Biserica Catolică, amplasamentul acestei biserici catolice. Noi am făcut o replică a însăși acestei hărți, dar folosind informația practic prezentată aici în expoziție, prin locurile istorice a comunei poloneze din Bălți. Sigur că vreau să menționez că amplasamentul Bisericii Catolice, adormirea Maicii Domnului, construită la anul 1821, distrus în anul 1944, se afla pe strada Castelnă, aici în regiunea Autogării. Din păcate, a fost distrusă în urma unui bombardament în anul 1944. Lângă această biserică mai era și școala poloneză și casa parohială. A doilea moment, dacă vorbim despre biserică, sigur că după distrugerea bisericii era nevoie undeva să se roage comunitatea poloneză și ei au folosit biserica armeană, care nu era în folosință. Și iată, din anul 1944 până în 62, până a fost închisă această biserică, din considerente că nu erau enoriași, ea a fost folosită de către etnicii catolici. Cer scuze, de către credincioșii catolici. Vreau să spun că mă doare și pe mine acest moment că în centrul orașului, unde astăzi este amplasată uzina Lenin, astăzi Răut, a fost cimitirul catolic. La intrarea în cimitirul catolic era o capelă, din păcate distrusă în anii 50, nepăstrat. Tot un cimitir catolic care este indicat în documente, sunt în vitrină niște documente unde se indică cimitirul catolic Bălții Noi. Cimitir folosit din anii 30 până în anii 70, din păcate închis din cauza că s-au început niște alunecări de teren. De asemenea, nu este păstrat. Am mai fost pe strada Comarova, sau Ahotnice, cum îi mai spuneau, această stradă inițială în perioada sovietică, căci în perioada sovietică apare. În anul 1978 s-a cumpărat o căsuță care a fost transformată în capelă, mulții spun căpliță, noi mai spunem și casă de rugăciuni, sigur că folosită până în 92. Casa a ars, dar iată aici, în perioada sovietică, fiind goniți de autorități, se scriindu-se destul de multe rapoarte. Aceste rapoarte întâmplător au fost găsite anul trecut, nu mi-a ajuns o săptămână să le văd. Că ele au mers la Chișinău și sunt deja secretizate. Vreau să menționez și acest fapt, că nu le-am văzut. Dar iată aceste locuri practic folosite de către creștinii catolici. Ele sunt practic aproximativ, însăși, dar le găsiți, sunt prezenți cei care au fost în aceste locuri, le-au văzut. În continuare urmează niște fotografii de familie. Prin ce sunt ele importante? Ele încep de la începutul secolului 20, prin anul 1910, 1913,
Însă și prin ce era deosebit aceste fotografiile de familie? Se îmbrăcau în ce era mai scump. Și acesta rămânea pentru memorie. Fotografiile de nuntă, fotografiile de familie, toate acestea sunt redate. Mai sunt încă undeva 100 de așa de fotografii care nu am spațiu, mă scuzați să le expun. Ele, poate cineva să se supere, dar când am stat și ne-am gândit că nu este spațiu, nu facem. Următoarea etapă este legată de istoria bisericii. Și este așa o fotografie din ziar a Bisericii Adormirea Maicii Domnului. Iată aici o avem sus, în imagine. Alăturea, iată aici, nu am spus până acum acest secret. Este așa o descoperire întâmplătoare. Mi-a adus, iată aici erau niște fotografii, mama nu știa ce e aceste fotografii și a zis că să ți le aduc. Când am stat și m-am uitat mai atent aceste, m-am uitat la ștampilă. Partea opusă este și ea ștampilă, indicat Wells. Dar ce e pe aceste fotografii? Iată, anii 36, vizita episcopului Mihai Robu, episcopul de Iași, Biserica Adormirii Maicii Domnului ținea de episcopie de Iași. Și iată, această fotografie este făcută în spatele Bisericii Catolice. Asemenea, fotografii erau practicate în urma primii împărtășanii și vedem foarte multe fotografii în continuare cu prima împărtășanie practică în spatele acestei biserici. Șoală, noi se face și până astăzi. Da, mai departe urmează cel mai interesant, căci întrebând-o pe Elena, zic, Elena, aveți fotografii din interiorul bisericii? Mi-a spus nu. Sunt niște interviuri al doamnei Iadviga, făcut acum recent, și mai sunt încă niște articole în revista Iugenca, nu țin minte din ce ani, unde ne spune că despre o lustră frumoasă în fața altarului principal. Deja cu ajutorul părintelui Iață Puci, am constatat că totuși biserica avea trei altare, conform construcției din această perioadă. Și aici este altarul principal. Prin ce sunt importante fotografiile acestea? Inițial mi s-a spus că poate nu-i la Bălț făcută. Dar iată, ștampila anilor 30 ne spune inversul. Și când analizăm aceste fotografii, însă și unele momente din fotografii se coincid cu aceste care știm precis că sunt la făcute în interiorul bisericii. Acesta este anul 1917 cu ajutorul lui Iacob Bear, care i-am arătat și lui aceste fotografii, a rămas și el impresionat și mi-a spus că da, el putea să fie anul 1917 când s-a sărbătorit 100 de ani de la moartea eroului Costiușca. Aici, clar că este legat de moartea lui Iosif Pilsudski în mai anul 1935. Clar că urmează aici, mai avem tot așa niște fotografii destul de interesante, luate din albumul familiei Casimir Prominski. Dumnealui a fost elev la seminarul din Iași, trimis special de către Iacek Boc, părintele Bisericii Adormirii Maicii Domnului, la Iași să studieze religia. El n-a devenit însuși preot, dar el a spus că din cei 15 elevi care au studiat, acesta e anul 42-43 și profesorii de la acest seminar, dar doar unul a devenit preot din promoția lor, căci s-a început războiul, ei au fost nevoiți să plece și aceste momente, sigur că următoarele fotografii datează cu primele împărtășanii la Biserica Armeană. Cum am explicat, din 44 se folosea Biserica Armeană și aici niște momente destul de interesante când enoriașii ies din biserică.
aceste momente, sigur că ne bucură că totuși s-au păstrat ceva crâmpeie din istoria acestei comunități. Clar că tot este un moment important, anul 1990, când revine Enoriașilor biserica, se deschide, se sfințește și este prima vizită canonică a episcopului Niucș de la Riga, venit la Bălți. Mulțumesc domnului Părintelui pentru această informație. Și niște fotografii mai recente, deja cu construcția Bisericii Catolice actuale a Sfinților Mihail, Rafael și Gavril. Iată cum a discurs acest proces lung, anevoios de obținerea permisiunii de deschidere, a obținerii locului și sigur că banii niciodată nu ajungeau, dar totuși cu ajutorul Domnului avem așa biserică frumoasă care se află pe strada Independenței. Și mulțumim foarte mult de contribuția acestui lucru. Și iată cel mai recent eveniment, tot legat de Biserica Catolică, vizita cardinalului Casimir Niche. Îmi cer scuze când am ajuns să studiez bine poloneză.